sigur nu a fost neapărat un meci spectaculos. Încă ne căutăm și ca și formulă de echipă și ca și joc. Dar oricum vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudinea avută, pentru modul cum a interpretat jocul. Am reușit în mare parte să blocăm toate gurile de foc ale Târgoviștei. Mai mult ce pot să spun, mă bucur că am reușit să și marcăm. Am spus că o să marcăm la fază fixă, cu toate că au apărut imediat prietenii noștri care ne-au spus că am lucrat foarte mult în fazele fixe. Dar asta contează mai puțin. Trecem la și altele atât timp cât am câștigat jocul. Întrebă dacă aveți. Nini Popescu, probleme medicale sau decizie tehnică? Nu. Am considerat că e nevoie de un jucător care vine cu mai multă prospețime. Oricum, ușor, ușor vrem să-l introducem mai mult pe Lomun, pentru că este un jucător care are multă calitate. Are, în momentul când o să prindă ritmul de joc la capacitate maximă, sunt absolut convins că o să fie un plus pentru echipa. Când o să fie momentul? Sper cât de curând, sper de cât de curând. Eu cred că în maxim două etape poate să joace 90 de minute. Domnul Grozavu, Greco, iarăși o evoluție mai puțin reușită. Doamne, evoluție mai puțin reușită. Asta dumneavoastră. Eu nu-mi permit să fac asemenea aprecieri. Suntem cu toții jucători la Petrolul. Avem zile mai bune sau mai puțin bune. Atunci când sunt mai puțin bune, trebuie să fim noi mai inspirați. Deci, nu înseamnă că Greco. Am considerat că e nevoie de un jucător care intră mai proaspăt, cu mai multe dorințe. L-am văzut supărat pe Tudor Păsarin după meciul de la Petroșani. Nu a fost un joc extraordinar, am zis să-i dau o șansă și cu Greco. După care, sigur, ăștia sunt copiii noștri, trebuie să-i încurajăm în continuare. Dar îmi doresc mai mult. Zic, poate mai mult. Cu toții putem mai mult, dar trebuie să forțăm acele limite. Domnul Moldovan a spus că și-ar fi dorit să întâlnească Petrolul fără cele două transferuri, Lumu și Marinescu. Marinescu. Da, ce pot să spun? Clar, de asta am transferat. Sunt doi jucători care nu i-am adus întâmplător. Știm cu toții, Marinescu nu are nevoie de nicio prezentare, cunoaște toată lumea, este un jucător cu multă experiență. E clar, se vede că e unul dintre liderii echipei. Prin prezența lui în teren, sigur, vârsta nu mai permite să facă ce făcea tinerețe, dar este un jucător important pentru echipă. Celălalt omul, sigur, a jucat o repriză, dar s-a văzut că are calitate. Mai mult ca sigur că cel mai sportiv v-a spus, va fi un jucător adulat. Ați pronunțat cuvântul Tamuz, dacă puteți să... Ce pot să spun? Am spus, dacă n-ați fost la conferința înainte de meci, pare rău. Da. Pentru cei care au fost... N-am fost, da. Da, îl așteptăm și pe Tamuz. Toți jucătorii care sunt în lotul Petrolului în momentul de față, ne dorim ca în momentul în care vor fi pregătiți să intre în teren, pentru că de-aia sunt în lot. Ne dorim să introducem cel mai bun 11. Atunci când considerăm că nici noi nu suntem de fiecare dată, poate 100% inspirați, dar atunci când jucătorii valoroși vor fi 100% din potențial, fiți convinși că o să-i vedeți pe teren. Noi am adus doar să-i ducem prin fața populației. Cum e? Așa de bine s-a pregătit Herea în aceste 3-4 zile, ca să mă zderați să individualizați? Nu neapărat. Nu vreau să... Am încercat să vin cu un jucător mai proaspăt, care are și potențial fizic superior. Mai are ceva în afară de potențial fizic? Încă o dată nu. Fac nici aprecieri, nici critici vis-a-vis de niciunul dintre jucători. Eu sunt mulțumit de ceea ce a arătat fizic în teren, sigur. Ne dorim cu toții să fie mult mai inspirat. A fost adus pentru a face diferența în anumite momente, dar asta nu înseamnă că sunt nemulțumit. Am vrut să intru cu un jucător care n-a făcut deplasarea la Petroșani, n-a fost ușoară, mulți kilometri, efort și acolo pe o căldură, peste media lunii septembrie, și vă spun de asta, l-am introdus. Chiar dacă nu se vede ca și, știu eu, realizări, este un jucător care are prezență fizică, muncește foarte mult. E adevărat. Și eu aștept mult mai mult de la, nu numai de la el, de la toți ceilalți jucători. Pentru că toți au fost aduși aici să vină la, să aducă plus valoare la Petrolul. Trebuie să onoreze tricoul cu numărul 10. Zic, trebuie să onoreze tricoul cu numărul 10. Păi, eu cunosc foarte bine. Lumea este foarte credincioasă. Și numai la Ploiești, în general, în România. Indiferent dacă mergi la Buca Măcăi,
joci fotbal, toată lumea vrea să câștige cu 5-0. Așa suntem noi români, suntem foarte pretențioși și e bine că suntem pretențioși, dar trebuie să analizăm și realist lucrurile. După conferință vă duceți și petreceți alături de ei? Alături de cine? De jucători? Nu, nu avem nicio petrecere, îi pare mai în cantonament. Auzi în Radio România, doar știu. Așa e tineretul din ziua de azi, mai trebuie să asculte și o muzică. În afara terenului, clar, atunci când câștigă, ce să faci, stăm cu biciul la... Da, la ușa voastră și să... Eu nu prea am, nu prea am. Cu petrecerile sunt mai ponderat. Dar puteți să faceți cu noi. Cu dumneavoastră fac. Nu, că îmi place și mie viața. Cui nu-i place? Spune cineva că nu-i place viața și mie îmi place. Dar sigur, eu am alte... Atunci, după încă două victorii, vă provocăm la... Sunt un tip pe echilibrat, știți că niciodată nu o să fac nici mărântare la înfrângeri. Masa o dau și dacă e nevoie și dacă nu e nevoie. Știți de glumă, bănuiesc, Darina. Știu foarte bine de glumă. Îmi place să glumesc cu toată lumea. Chiar dacă par eu așa mai fioros, dar să știți că sunt un tip care... Spuneți-mi 10 cuvinte ce a spus domnul Mihailovici în Rusia. Pe rușinea mea, la momentul respectiv, eram ieșit. Ați ajuns târziu. Da, da, eram ieșit și n-am apucat să aud ce aia. Dar bănuiesc că i-am felicitat pe băieți. A fost, e și erau mulțumit, normal. Bă, știți cum e. Atunci când câștigi, nu poți să fii nemulțumit, indiferent. Am spus, eu sunt un tip pretențios și echilibrat în același timp. Îmi dau seama că am muncă foarte mult de muncă. Jucătorii se străduiesc, e nevoie încă de răbdare, pentru că lucrurile nu se pot face peste noapte. În momentul de față, deci după scurgerea câtorva etape, care este adversarul pe care îl considerați cel mai periculos pentru promovare? Petrolul Ploiești. Cel mai periculos adversar este Petrolul Ploiești. Dacă Petrolul Ploiești îl răpunem, acest adversar fioros îl răpunem, eu vă spun că nu sunt probleme. Dar este un adversar foarte periculos. Adică o imploză. Dumneavoastră trebuie să extrageți. Da, din păcate am pierdut și astăzi 3 puncte în parte pentru noi, vis-a-vis de ceea ce ne-am propus. În ultima perioadă facem destul de multe cadouri adversarilor, suntem generoși, ca să spun așa. Poate există și anumită presiune pe umerii jucătorilor vis-a-vis de acest obiectiv pe care noi ne-l-am propus de a promova. Poate n-am fost obișnuiți cu această presiune și normal acest lucru se vede în jocul echipei. Oricum, cred că dacă reușeam să scriem în prima repriză acolo la cea acțiunea lui Cherchez, unul la unul cu portarul, poate altfel stăteau lucrurile, dar nu a fost să fie. Una peste alta, rezultatul se pare corect sau considerați că... A fost corect, să spun așa, pentru că nu sunt mulțumit vis-a-vis de ceea ce propunem pe faza ofensivă. Trebuie să propunem mult mai mult, să fim mult mai incisivi, să ajungem la finalizare, să fim mai dinamici, să fim mai mobili. Din păcate nu reușim acest lucru în ultimul timp. De ce a schimbat de obicei Cherchese la capitanul? Și asta seara a fost Martac. Da, am luat o decizie după meciul cu Mioveni. Nu am nimic personal cu Cristi. E un băiat excepțional, dar eu văd altfel un lider. Pentru mine, liderul unei echipe trebuie să fie catalizatorul numărul 1, trebuie să fie și să dea și să ofere mult mai mult. El are un potențial enorm. Am luat această decizie. Asta nu înseamnă că nu poate să revină și să devină din nou capitanul echipei. Depinde numai și numai de el. Credeți că l-a afectat lucrul acesta? Nu știu. Nu mă interesează dacă l-a afectat sau nu. Eu sunt antrenor și eu iau decizii. Am văzut presiune multă din partea suporterilor, puținilor suporteri. De ce strigă demisia așa? Păi presiune există. Deci? Ce vrei să strige, nu? Nu știți cum e? Am pierdut un meci etapa trecută cu FC Argeș, după un început foarte bun. Ok, am venit, nu cu FC Argeș, cu Mioveni, am venit după un egal. Și deja considerau că Chindia este în criză după meci pierdut. Deci, mă rog, fiecare e liber să strige ce vrea. Nu am absolut nimic împotrivă.
Dar promovarea e un obiectiv asumat de echipă? În momentul de față e destul de complicat. Trebuie să ne trezim, avem deja... Vom avea deja sâmbătă un joc foarte dificil la Cogetica, la ora 11, trebuie să recuperăm foarte bine. Programul a fost destul de încărcat. Mi-am dorit foarte mult să prind Petrolul înainte de a reuși anumite transferuri. Mă refer la Marinescu, la acest Lumu, sau Lumu, cum Lumu se numește. Nu ne-a făcut bine acea pauză, acea întrerupere, acea amânare a jocului, dar tot este de domeniul trecutului, în momentul de față. Trebuie să ne regrupăm, să strângem rândurile și să-i dăm bătaie mai departe. Florent, timp de pierdut pe Florent, de ce a lipsit? Pentru că așa am decis eu nu trebuia să execute acel penalti cu... Dar pentru execuția... Mialdeni. Era cineva desemnat și dacă nu respecti anumite aspecte, normal că trebuie să fii pedepsit. Asta nu înseamnă că am ceva cu el și nu poate reveni în lot. Trebuie să existe ordine și disciplină. Dacă vor înțelege acest lucru, jucătorii, foarte bine, dacă nu, vom vedea unde se va ajunge. Ai explicat cumva de ce a bătut în halul ăla pe noi? Ce să mai discutăm? Domnule, considerați că ar fi cel mai bun meci realizat de echipa noastră în acest început de campionat? Cred că cu Cluj. Cu Cluj am avut un meci foarte bun. De altfel am avut un început de bun, foarte bun de campionat. 3 victorii consecutive. Totul s-a destabilizat puțin după acel rezultat de egalitate cu FC Argeș. Facem prea multe erori, multe cadouri adversarilor și ne costă aceste cadouri. Suntem generoși, sper să devenim altfel și să nu mai avem atâta generozitate.